A pensionări de călătorie din partea Ministerului Afacerilor Externe. Instituția informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau care intenționează să călătorească în Germania că avertizmentele de cod portocaliu nivel 2 au fost transmise ca urmare a precipitațiilor abundente care au dus la ruperea unor baraje. Au avut loc evacuări punctuale, iar riscurile ridicate de fenomenele meteo periculoase persistă. Sunt semnalate și perturbări ale traficului feroviar și rutier. Pentru gestionarea situației, autoritățile bavareze au mobilizat aproximativ 40.000 de persoane din rândul forțelor de intervenție pentru protecția civilă. Situația detaliată a avertizmentelor oficiale pentru fiecare localitate bavareză afectată poate fi consultată online pe site-urile de specialitate actualizate permanent. De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență la numerele de telefon ale Consulatului General al României la München. Totodată, cei care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție o linie telefonică de permanență.